titlul discursului cum să lucrezi tinerii voluntari, Valeria Băcnar. Bună seara, prieteni! Salut! Când eram eu tinerică și fată de măritat, îl iubeam pe Ionică, cel mai frumușel din sat. Tinerel m-a măsurat, tinerică m-ai luat, tinerică din alt sat. Dar stai, stai, nu te grăbi, tinerii fac azi voluntariat. Într-adevăr, să faci voluntariat în epoca contemporană este foarte și foarte popular. Voluntariatul este despre a servi pe cineva. Este despre oportunități, despre dăruire și, desigur, despre viitor. Este o ocupație pe care foarte mulți tineri o aleg din interese sau altruiste sau personale. Dar este foarte important să știm că voluntariatul este un pas spre viitor. Am ales să vorbesc despre acest subiect, și anume despre tinerii în voluntariat. Pentru că deja de un an încoace, sunt coordonator a unei echipe de voluntari, sau mai multe echipe de voluntari, la centrul la care activez. American Spaces, sau spațiile americane, sunt gestionate de către Ambasada Americii în Republica Moldova. Aici, pe loc, avem patru spații americane, Chișinău, Bălți, Ungheni și Tiraspol. Și toate aceste patru spații americane au în fiecare an un program de voluntariat. Este destul de prestigios să urmezi această cale. Tinerii au posibilitatea să afle mai multe despre cultura americană, să își pună în valoare sau să își amplifice abilitățile sale și, evident, la sfârșit se aleg și cu o diplomă de voluntar semnată de ambasadorul Americii în Republica Moldova. Cred că este un stimul destul de interesant pentru cei tineri. Așadar, alegând să fie voluntari la American Spaces sau spațiile americane, aceștia au trei opțiuni. Prima opțiune este să organizeze și să modereze propriul său eveniment. Cea de-a doua opțiune este să cerceteze și să scrie un articol în limba engleză pentru blog, care va fi ulterior postat pe site-ul nostru și rețele de socializare. Și cel de-al treilea, pe care îl moderez eu, este să creeze materiale vizuale și să alcătuiască texte care să reprezinte aceste materiale vizuale, care ulterior vor fi materiale postate pe rețelele noastre de socializare. Lucrând un an de zile cu acești tineri frumoși, minunați, energici, frenetici, oameni, am învățat mai multe reguli pe care vreau, sau nici nu reguli, dar niște idei interesante pe care vreau astăzi să vi le spun și vouă. De fapt, vreau să vi le servesc. Pentru că eu zic că experiența altui om este cea mai ușoară lecție pe care noi putem să o învățăm. Prima este explică clar ce au de făcut. Un an în urmă, când numai mă angajasem la centrul cultural la care activez acum, m-am trezit în fața a 10 tineri cu ochii plini de speranță și curiozitate care așteptau să le ofer sarcini. Eu, care abia gustasem din această tartă gustoasă a culturii americane, să îmi creez materiale vizuale după un anumit brand, încercam să mă descurc și să o fac destul de calitativ, totodată aveam și 10 oameni care așteptau să le ofer lecții. Recunosc că inițial eram destul de confuză, pentru că nu înțelegeam ce trebuie să le spun. Am început încet să fac experimente împreună cu ei. Am depistat care dintre ei sunt mai vorbăreți și le-am spus să facă video, adică să se filmeze singur pe ei și să posteze sau să-mi transmită mie. Alții, care erau mai creativi, i-am implicat în crearea materialelor vizuale. Iar cei care o duceau la capitolul vocabular foarte bine, i-am antrenat în scriere de texte. Ei bine,
când am ajuns în situația că textele, videourile și absolut toate materialele vizuale nu prea coincideau, am decis să revizuiesc strategia. În acel moment, am înțeles că este nevoie să le explic clar ce au de făcut, când și care de fapt este strategia mea de comunicare ca să integrez în ea. Cea de-a doua lecție pe care vreau să o menționez este: prietenia e bună, dar întotdeauna stabilește limite. Inițial, când am văzut toată energia asta, ziceam că trebuie să le devin un prieten. Pentru că vreau ca să mă privească ca prieten, să nu le fie frică. Și cred că asta a fost una dintre cele mai mari greșeli pe care am putut să o fac. Pentru că atunci când la ora 11:30 noapte am primit un apel video de la unul dintre voluntari, când deja eram în pat, să mă întrebe, cred că trebuia ceva acolo pe mâine să fac. Nu poți să-mi spui ce? Un pic am înțeles că este nevoie întotdeauna să stabilești o limită. Programul meu de muncă este de la 6 până la 8, de la 9 până la 6, vă rog mult, mă contactați atunci. Încă o regulă este regula celor trei tipi. Și anume, tinerii foarte mult iubesc să procrastineze. Deci în momentul în care le oferi un deadline, după care le mai oferi un și încă un, oricum o să-ți dea cu întârziere lucru. Respectiv, am înțeles că cel mai bine este să le dai trei deadline, da? Trei termene limită. Unul cu 7 zile înainte de cel real, unul cu 5 zile înainte de cel real și unul cu 2 înainte de cel real. Pentru că aceste două zile care au mai rămas, în cazul în care totuși au fost leneri și nu au vrut să-și facă lucru, o să îl folosești tu ca să readuci până la capăt sarcinile. Cea de-a patra regulă și probabil una dintre cele mai importante, am emoții. Cea de-a patra regulă și una dintre cele mai importante este să le folosești interesele lor în favoarea ta. În momentul în care orientezi toată această informație și interes în favoarea ta, o să știi foarte bine că ei vor avea și acel drive ca să realizeze sarcinile pe care le spun. În concluzie, vreau să vă spun că este important să faceți voluntariat. Dar este important să învățați și pe cei care fac voluntariat cum să o facă corect.